ziua! Bună ziua! Doamnelor și domnilor, bun găsit la conferința de presă organizată cu ocazia vizitei în Republica Moldova a președintelui Camerei Deputaților a Parlamentului României, domnul Ion Marcel Ciolacu. După declarațiile de presă ale celor doi președinți, vom prelua câteva întrebări din partea jurnaliștilor. Oferim cuvântul președintelui Parlamentului Republicii Moldova, domnul Ion Marcel Ciolacu. Domnule președinte, doamne. Bună ziua, domnule președinte Ciolacu. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Domnule președinte, bine ați venit la Chișinău și vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele. Vizita noastră constituie și continuă tradiția excelentă a relațiilor dintre Republica Moldova și România, relansată la sfârșitul anului 2020. Iar aceste relații sunt excelente la nivel de președinți, guverne, parlamente, comisii parlamentare, confirmând legătura puternică dintre cetățenii țărilor noastre. În cadrul întrevederii am discutat cu domnul președinte despre relația interparlamentară și că în mai puțin de 7 luni au avut loc 7 comisii, ședințe ale comisiilor, ședințe comune ale comisiilor parlamentare. Iar în cadrul ședinței comune din 19-20 mai, la Iași, a fost adoptată o declarație care salută dinamica excelentă a cooperării bilaterale și exprimă determinarea instituțiilor parlamentare de la Chișinău și București de a continua conlucrarea în domeniile de interes reciproc și, desigur, accelerarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Am accentuat importanța amendamentului din declarație, mai ales în contextul regional. Necesitatea implementării conceptului de control comun la frontieră dintre cele două state, inclusiv prin crearea unui grup de lucru bilateral privind realizarea normelor de fluidizare a traficului transfrontalier. De asemenea, ne dorim să creștem și mai mult cooperarea economică dintre cele două state. România este deja printre cei mai importanti parteneri comerciali a Republicii Moldova. Prin controlul comun la frontieră, de exemplu, vrem să facem mai ușoară activitatea transportatorilor, care în aceste zile joacă un rol cheie în susținerea aprovizionării la nivel regional. În timpul apropiat, urmează să organizăm în premieră ședința comună a Parlamentelor Republicii Moldova și României. Și mă bucur că ședința va avea loc la Chișinău. Este un mesaj puternic de susținere a eforturilor actualei guvernări în țară, un mesaj despre toate eforturile și toată susținerea pe care o avem în cooperarea în domeniul infrastructurii, energeticii, investiții, sănătate, educație sau cultură. Trăim vremuri complicate, cu un război în vecinătate. De pe 24 februarie, sau începând cu 24 februarie, Federația Rusă a pornit un război injust împotriva Ucrainei. Ceea ce se întâmplă în Ucraina este îngrozitor. Dar atât Republica Moldova, cât și România și-au deschis frontierele, casele, pentru a primi ucrainenii care fug din calea războiului. Aproape jumătate de milion de refugiați au trecut prin țara noastră și aproape 90.000 au rămas în Moldova, jumătate din care sunt copii. Moldova este cel mai mult afectată de refugiați, de acest val de refugiați, fiindcă este un număr foarte mare raportat la pe cap de locuitor. Dar noi vom continua să facem tot posibilul pentru a ajuta pe acești oameni. În același timp, războiul are consecințe ample, inclusiv economice. Într-un moment în care în lume cresc masiv prețurile și se reduc investițiile și respectiv creșterea economică. Este nevoie mai mult ca oricând de soluții
la nivel regional, la nivel european, pentru a face față acestor provocări. Ca și până acum, Republica Moldova mizează pe România și pe vocea sa în interiorul Uniunii Europene pentru sprijin politic, economic și umanitar adecvat noului context regional. Vreau să mulțumesc statului român pentru operativitatea în a oferi țării noastre ajutor în contextul gestionării fluxului de refugiați și pentru efortul depus în coorganizarea conferinții donatorilor, platformei de sprijin pentru Republica Moldova din 5 aprilie la Berlin. România a anunțat asistență financiară suplimentară, iar următoarea conferință, Moldova Support Platform, va avea loc în România în luna iulie, unde vom putea iarăși Republica Moldova să vină să-și prezinte proiectele în speranța să beneficiem de un nou suport din partea partenerilor de dezvoltare. Acțiunile militare au destabilizat întreaga regiune, provoacă suferință, alungă oameni și afectează investițiile și locurile de muncă. Iar provocările cauzate de acest război pun presiune și mai mare pe Republica Moldova. În mijlocul evenimentelor dramatice din ultima perioadă, conștientizăm și mai tare cât de importantă este pacea. Iar Uniunea Europeană este un proiect al păcii și al dezvoltării. Un proiect căruia vrem să ne alăturăm cât mai curând. Într-o primă etapă cu statut oficial de stat candidat. În acest context, salut că la data de 14 aprilie, la București, a fost adoptată rezoluția Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, care vine să susțină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru acest lucru în numele tuturor cetățenilor moldoveni. Știu că România este prietenul cel mai important al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și mă bazez pe dumneavoastră, domnule președinte, ca din pozițiile de stat și politice pe care le aveți să ne ajutați în a face progrese concrete pentru perspectiva noastră europeană. Domnule președinte, România a fost mereu alături de Republica Moldova, ajutându-ne să trecem mai ușor prin diverse crize și să realizăm proiecte importante pentru țara noastră. Îndemn și de această dată să fiți ambasadorii noștri. Am certitudinea că împreună putem face lucruri istorice pentru cetățenii țărilor noastre. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc mult, domnule președinte! Mulțumesc mult pentru invitație și, până la urmă, locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Nu există altă cale de dezvoltare pentru Republica Moldova decât intrarea în Uniunea Europeană. România trebuie să ajute Republica Moldova. România nu face un favor Republicii Moldova. România are obligația de a ajuta Republica Moldova pentru tot acest parcurs. Am venit în delegație oameni cu expertiză în domeniu și sperăm în perioada următoare să accelerăm această dimensiune parlamentară, fiindcă Republica Moldova trece în perioada de tranziție, de uniformizare a legislației Republicii Moldova și a Uniunii Europene, lucru pe care România l-a parcurs acum mai mult timp și e păcat să nu lucrăm împreună la această legislație, astfel încât, fără a arde etape, dar de a fi cât mai eficient și de a mări ritmul, Republica Moldova să fie membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Trăim vremuri complicate, atât noi ca și persoane fizice, dar și țările noastre, întreaga Europa și întreaga lume.
Este un război și o agresiune asupra unui stat suveran, unde un popor a decis ce parcurs își dorește și au decis să meargă, la fel ca și dumneavoastră, față de valorile democratice europene, și acest popor a fost agresat nemilos și total incorrect. Aici, cred că trebuie să vedem nu numai ce au făcut autoritățile, atât din Republica Moldova cât și din România, dar mai ales ce au făcut cetățenii și din România și din Republica Moldova, cât de mult s-au implicat în acest exod de refugiați, și cred că este un exemplu pentru toată Europa, toate statele, și Polonia, Cehia, și va trebui să ne implicăm în continuare. Pare că avem de-a face cu un război de durată și cu un dictator care va fi greu să-și redimensioneze dorințele, care ne va afecta pe toți, ne afectează cetățenii și din România și din Republica Moldova, și dumneavoastră aveți o inflație foarte mare și România. Este evident că cele două state trebuie să se ajute să depășească aceste crize economice și cetățenii pe care îi reprezentăm astăzi prin niște funcții vremenice. Trebuie să ajutați să depășească această perioadă cât mai repede și trebuie susținuți de cele două guverne. Și trebuie să avem, domnule președinte, în afară o agendă comună, atât legislativă, cât și guvernamentală. De fapt, reprezentăm două parlamente, a două state suverane, categoric, dar care trebuie să gândească, încă de simțit, simțim la fel, și să ducem toate proiectele care le așteaptă oamenii de la noi la îndeplinire. Și eu cred, după discuția de astăzi cu dumneavoastră și cu colegii, și mai ales după ședința comună, dimensiunea europeană și parlamentară va intra în cu totul și cu totul altă logică. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. O să am onoarea de a mă întâlni atât cu doamna prim-ministru, cât și doamna președinte Maia Sandu, și sunt ferm convins că în perioada următoare o să intensificăm aceste colaborări și, repet, ține de noi și de eficiența noastră și de implicarea noastră ca cetățenii celor două state să resimtă cât mai puțin din șocul acestor crize, care în acest moment trebuie să fim corecți față de ei, îl resimt. Noi trebuie să găsim soluțiile cele mai bune ca să depășim cu toții această perioadă declanșată în mod brutal de către cineva. Mulțumesc mult! În continuare, vom prelua două întrebări din partea jurnaliștilor. Dragi colegi, vă rog să vă prezentați și să menționați cui este adresată întrebarea. Oksana Godina, Republica TV. Întrebarea mea este atât pentru domnul Ciocan, cât și pentru domnul Grosu. De vreo 10 ani, România și Republica Moldova au un acord bilateral de cooperare militară. În contextul regional, în opinia dumneavoastră, domnul Ciocan și domnului Grosu, trebuie să fie adoptate aceste documente, aceste înțelegeri la situația actuală în regiunea provocată de război în Ucraina, și dacă România cumva poate să aporte alt ajutor decât până acum Republicii Moldova în contextul regional, și cum asta va corespunde statutului de neutralitate al Republicii Moldova? Cred că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar.
cât cunosc eu Constituția Republicii Moldova, oferă o neutralitate. În schimb, este nevoie de securizarea frontierelor, un lucru benefic pentru întreaga Europa. Aici cred că este o zonă în care România trebuie să implice și mai mult alături de Republica Moldova. Ca să fiu mai exact, cu adevărat, România este un scut pentru Republica Moldova și așa trebuie să fie. Este adevărat, neutralitatea este consfințită în Constituție, dar am spus-o și cu alte ocazii. Asta nu înseamnă că este o chestie de decor. Ea trebuie apărată și inclusiv prin securizarea hotarilor, așa cum a menționat domnul președinte. Noi avem colaborări și bilaterale și multilaterale pe care le-am fructificat, participări în misiuni internaționale. Știți, este o regulă în relații internaționale. Nu poți să fii parte a unei comunități, a unui club care nu mai se beneficiezi. Trebuie și să contribui. Iar misiunile noastre și de geniști și de alte misiuni de pacificare, anume asta a fost și contribuția Republicii Moldova, o bună oportunitate pentru militarii noștri de a face schimb de experiență. De a revin la ceea ce ați menționat din asta la început, da, noi suntem un stat membru, în același timp vom face tot ce se impune, în special după data de 24 februarie, pentru a ne consolida sistemul nostru de apărare, ordine publică, servicii de inteligență și așa mai departe. Ziua Mihaela Uschită, Vera Moldova, o întrebare pentru Andrei Obiceai. La Vamele Ușeni este o coadă de 7 km tiru cu mașini care exportă anumite de produse, șoferii spun că stau acolo și pe 5 zile. Dacă puteți să ne spuneți dacă cunoașteți despre această problemă și dacă există careva soluții deja discutate. Mulțumesc! Sigur că cunoaștem, a fost și subiectul discuției astăzi, am discutat, deja suntem autoritățile la nivel de executive. Deja muncesc să găsească o soluție, am spus cum vedem noi lucrurile, au spus colegii români, deci cred eu că într-un timp cel mai proxim vom veni cu o soluție pentru a fluidiza traficul de mărfuri, pentru că e vorba de tranzit. Și este un răspuns al nostru, pe de-o parte, la blocajele pe care le resimt colegii noștri din Ucraina, dar și pentru producătorii noștri din autoctoni. Și, cum spunea domnul președinte, în cadrul întrevederii, orice criză aduce și oportunități. Sarcina noastră este să privim această problemă și soluționarea acestei probleme prin prisma valorificării oportunităților pe care le deschide sau odată ce lanțurile logistice pe mare Odessa au fost întrerupte, noi împreună putem folosi această oportunitate. Există un blocaj și feroviar și sunt foarte bine că avem ecartamente diferite și construcții diferite. Există și acest blocaj și o să am discuția și cu domnul prim-ministru, dar și cu domnul ministru de interne, cu domnul Bode, în ultimul rând cu domnul Sorin Grindeanu, care deja a găsit anumite soluții în zona Galațiului și vom fluidiza cât mai repede. Știți, sunt mărfuri și de tranzit care vin din Ucraina. Nu întotdeauna în Ucraina mai poate să-și închidă toate documentele și necesită o perioadă de control, dar se va crea un coridor verde ca acest tranzit să fie cât mai facil, fiindcă este noua armă a lui Putin. Amenințarea cu o criză mondială alimentară. Noi avem obligația de a ieși din această nouă logică creată de către Putin. Nu, ceva cu dacă îmi permiteți o întrebare de la colegii de la București. Să ne spuneți la ce etapă sunt negocierile privind taxa pe cifra de afaceri.
dacă s-au pornit negocierile și de când ar putea fi aplicat? Sunt anunțații pe colegi când ajung la, la București, o să îi anunț exact stadiul negocierilor. Stimați domnul președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumim și pentru vă mulțumim. Conferința de presă la sfârșit. Să aveți foarte rezultat. Mersi mult, Igor, domnul președinte. Mersi. Plăcerea mea, onorabil. O zi bună! Mă simt mai mult.